După concurența acerbă de la titularizare, dascălii buzoieni au mai primit o veste proastă. Normele didactice vor fi reduse din anul școlar următor. Sindicaliștii spun însă că nu vor fi de acord ca profesorii care sunt titulari sau suplinitori calificați să își piardă posturile. Prin urmare, inspectoratul școlar trebuie să găsească soluții de a se încadra în normele stabilite de minister, fără a trimite în șomaj profesorii din cele două categorii. Într-o multitudine de necunoscute legate de lot, antrenori și mai ales de posibilitățile financiare, de astăzi Gloria și Olimpia știu sigur ordinea adversarilor pe care îi vor întâlni în noua ediție de campionat. În plus, cele două au aflat când se vor duela în meci direct. Criza a pus pe chituci afacerile cu fier vechi, iar dacă schimbăm registrul și ne uităm în zona politică, aflăm că peremiștii buzoieni vor să recruteze mai mulți tineri în partid. Detalii la știrile pe scurt. Victorie fără drept de apel a Gloriei în primul amical jucat după reunirea lotului. Cu ce scor au învins buzoienii la Focșani, aflați la Sport. După doar o săptămână de pregătire centralizată, jucătorii Gloriei s-au mișcat nesperat de bine în amicalul disputat sâmbătă în deplasare contra echipei din Focșani. E drept că, spre deosebire de formația care încheia sezonul trecut, gazele au prezentat o formulă de start cu numeroși fotbaliști tineri și neexperimentați. Vreme frumoasă și mâine, cu cer mai mult senin și un vânt care va adia ușor. Haideți să vedem prognoza în rubrica ce urmează.